Încă un cap a căzut în dosarul Obreja. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Fostul șef al Serviciului de Permise Auto și Înmatriculări Suceava, comisarul șef Florin Valifiniș, a fost reținut în arestul IPJ Suceava. Urmărirea e ca în filme, miercuri pe drumurile din județul Suceava, după doi bărbați care au încercat să spargă un bancomat în Botoșani. Iar un sucevean pasionat de pomicultură și ajuns la capătul răbdărilor, a decis să calce cu tractorul arbuștii de fructe de pădure pe care i-a plantat în livadă în urmă cu 3 ani. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Fostul șef al Serviciului de Permise Auto și Înmatriculări Suceava, comisarul șef Florin Valifiniș, a fost reținut în arestul IPJ Suceava. Măsura a fost dispusă de procurorii DNA Suceava în dosarul în care este anchetat și Radu Obreja, șeful compartimentului de permise auto. Florin Finiș este acuzat că lua mită pentru a aproba înmatricularea autovehiculelor fără programare și pentru promovarea probei practice a examenului pentru permisul de conducere. Procurorii DNA Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, miercuri seară, a comisarului șef Florin Valifiniș, fostul șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Suceava. În sarcina ofițerului au fost reținute 3 infracțiuni de luare de mită în formă continuată. În ordonanța de reținere, procurorii arată că există date și probe privind faptul că în perioada 2018-2020 ofițerul ar fi primit direct sau prin intermediari, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 70 de lei și 500 de euro pentru aprobarea cererilor de înmatriculare fără programare a unor autoturisme și pentru promovarea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere categoria B. Joi, ofițerul a fost prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii DNA Suceava au anunțat că în cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte 10 persoane fizice, în cazul acestora fiind dispuse și măsuri preventive. Comisarul șef Florin Valifiniș a fost inculpat în dosarul în care fostul său subaltern, Radu Obreja, este acuzat că a constituit o grupare infracțională organizată pentru fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere. Pe durata procesului penal, persoanele inculpate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Urmărire ca în filme, miercuri pe drumurile din județul Suceava, după doi bărbați care au încercat să spargă un bancomat din Botoșani. La urmărire au participat echipaje de poliție din Suceava și Botoșani și un elicopter al MAI. Suspecții au forțat un baraj rutier în Botoșani, apoi au încercat să scape pe drumuri secundare din Dumbrăveni, Salcea și Verești. Cei doi bărbați au fost prinși într-un lan de porumb la Verești, după ce au fost depistați de șeful de post din localitate. Doi bărbați au încercat să spargă un bancomat și apoi au intrat în sediul unei case de ajutor reciproc a pensionarilor din Botoșani, având cagule pe față. Angajata a apăsat butonul de panică, iar bărbații au fugit cu mașina spre Suceava. Suspecții au forțat un baraj rutier făcut de polițiști la limita județelor Suceava și Botoșani și apoi au dispărut, chiar dacă polițiștii au folosit armamentul. În zonă au fost direcționate mai multe echipaje, inclusiv un elicopter. Bărbații au fost văzuți de un echipaj de poliție rutieră pe un drum secundar din Prelipca și au fost urmăriți până la Verești, acolo unde auto specială a poliției a fost tamponată de o altă mașină într-o intersecție. Suspecții au dispărut din nou, dar au fost văzuți de șeful de post de la Verești, Constantin Alexandru Nechita, care se afla în timpul liber și își ducea la medic băiatul de 9 ani. Polițistul i-a urmărit pe suspecți până când aceștia au abandonat mașina și au intrat într-un lan de porumb. Bărbații au fost apoi urmăriți și reținuți de un echipaj de mascați de la IPJ Botoșani, care au folosit din nou armamentul din dotare. Cei doi au fost preluați de polițiștii de la IPJ Botoșani pentru continuarea anchetei în cadrul dosarelor penale în care sunt cercetați. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de miercuri 7 iulie hotărârea prin care se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 iulie, precum și măsurile de prevenire și control necesare în contextul epidemiologic actual. Principala modificare față de măsurile aflate în vigoare reprezintă creșterea de la 90 la 180 de zile a perioadei pentru care sunt aplicate excepțiile de la măsurile de prevenire și control a răspândirii COVID-19 pentru persoanele care au trecut prin boală.
Guvernul a avizat joi pe 8 iulie prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național pentru încă 30 de zile. Principala modificare față de măsurile aflate în vigoare vizează creșterea perioadei pentru care sunt aplicabile exceptările de la măsurile restrictive pentru persoanele care au trecut prin boală, de la 90 la 180 de zile după data confirmării infectării cu COVID-19. În acest interval, oamenii care au fost infectați cu COVID-19 sunt scutiți de carantină la intrarea în țară și pot participa la evenimente. La fel cu cei vaccinați sau care au un test COVID negativ. La activitățile culturale în aer liber se permite participarea până la 1000 de persoane care stau pe scaun. La nunți, botezuri și alte evenimente private, suprafața pe persoană a fost redusă de la 4 metri pătrați la 2 metri pătrați. La locurile de joacă pentru copii nu se va mai solicita ca însoțitorii să fie vaccinați împotriva COVID-19, iar la exterior, la restaurante, se elimină regula de 6 persoane la masă. Deputatul bucureștean care a obținut un loc în Parlament pe listele PSD Suceava, Vlad Popescu Piedone, este noul președinte al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal. Funcția a fost preluată de la fostul deputat Ștefan Alexandru Băișanu, despre care ziarul Obiectiv de Suceava a publicat un articol referitor la o plângere penală la DNA formulată împotriva sa. Schimbarea din funcție nu ar avea legătură cu articolul, susțin reprezentanții PPU, care precizează că Vlad Popescu Piedone a obținut președinția filialei județene Suceava a micului partid în urma votului din biroul executiv din data de 22 iunie. Vlad Popescu Piedone este fiul primarului sectorului 5 București, Cristian Popescu Piedone, și a fost înscris la PSD Rădăuți înaintea alegerilor parlamentare pentru a candida pe lista socialdemocraților. Pe această listă a și obținut un mandat de deputat. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor și astăzi, e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, bine m-a regăsit! Era de așteptat să mai aflăm lucruri noi din dosarul permiselor și înmatriculărilor de la Suceava, dar cad capete tot mai înalte. E șeful domnului Obreja. Bine, dar când mai sus de șef de serviciu, de șeful șefului. Păi toți au fost șef. Păi, păi a fost domnul Obreja, ar însemna domnul să ajungă acesta... niște la prefectură și la minister, că unde mai sus de da, atât? Nu, dar strict la serviciul ăsta este șeful serviciului, atât tot. Deci avem trei. Unul este domnul Obreja, unul este domnul acesta și încă unul mai este domnul care a fost adus de la Baia Mare și care a stat 2 săptămâni și l-a luat din urmă cu ce a făcut el acolo și l-a trimis înapoi la Baia Mare ca să-l înhațe, să vină DNA, ca să vină DNA să-l ia. Și alt DNA. L-a luat DNA deci Cluj. Deci trei șefi de la Suceava au fost luați cu sprijinul celor din Maramureș. Trebuie să mulțumim. Pentru că noi n-am fi avut trei șefi de instituții săltați, ar fi fost doi, dar a venit și Maramureșul și a venit cu întăriș și sunt trei. Tu spuneai că ce zis, că te miri sau ce? Că nu, că nu, era, nu e de mirare, că, că au mai mirare. Apărut capete noi. De mirare știi cadă. Ce este? Că n-a mers DNA să ia din toate serviciile din țară. Eu refuz să cred că doar la Suceava și la Baia Mare s-a întâmplat ce s-a întâmplat la serviciu de înmatriculări sau și permise auto. Sau în câțiva ani în Argeș. Da, eu cred că asta este o chestiune generalizată. Nu are cum să fie altfel. Și mai trebuie de remarcat un lucru. Dacă faci sondaj de opinie, îi vezi pe toți românii noștri vrednici, cum spun, domne, că ne-am săturat de corupție, că să moară corupția, că fără corupție în funcții publice și așa mai departe. Dar dacă în același sondaj îi întrebi, ați fi dispuși să plătiți nu, ceva ca să săriți rândul, ar zice că da. Tu dai seama câți oameni, pentru că au luat toți niște sume foarte mari, da? Și unii chiar 70 de lei, adică nu, chiar sume foarte mari adunate, da. Știi? Deci, puțin strângi, de la mulți și de la unii chiar, da, chiar sume mari. Dar ca să strângi, cum a fost în cazul domnului Obreja, ce a zis DNO, că avea milioane de euro. Păi ca să strângi milioane de euro din șpăci de 70 de lei, de 500 de euro, de 1000 de euro și așa mai departe, înseamnă că sunt mulți cetățeni care au cotizat. Și mă întorc. Păi dacă faci sondaj de opinie, vezi că nu știu cât din populația țării vrea. Și dacă facem sondaj de opinie să vedem cât s-au dat la permise, vezi, mă, dar ce se întâmplă? Voi sunteți cu corupția numai atunci când îi ia pe alții. Dar voi când încurajați, de ce să dai la permis de conducere șpagă? Pentru ce să dai? Nu l-ai luat, nu l-ai luat. Asta e. Mai dai altă dată. Dar așa, de pe margine toți. Dar ia pune, eu cred că în proporție de 99%, pune pe cei mai virulenți și mai porniți, care zic asta cu corupția toată ziua, ia pune în funcție de conducere să vezi ce fac. Ia pune în locul ălora pe care îi comentează.
Eu cred că o majoritate covârșitoare ar face la fel sau chiar mai mult. Iar excepția se pare că a fost în funcție de conducere, domnul Duțuc, și a plecat singur. Că și el virulent și tot împotriva corupției și tot... Care Duțuc? Care a fost șef la permise o scurtă bucată de vreme după domnul Obreja. Dar stai un pic, dar tu ții minte pe toți? Am încercat astăzi să... Nu, dar tu altceva mai bun ai de făcut decât... Am încercat astăzi să-i număr. Dar ăsta despre care vorbim, când a fost șef? Că eu nu mi-aduc aminte. Păi el e șeful, era șeful domnului Obreja. Și pe urmă avea domnul Obreja, nu, șef? Nu, a rămas. Domnul Obreja era șef la compartiment. Așa. Domnul Finiș era șef până astăzi la serviciu. Nu, da. Adică peste compartiment. Deci eu sunt la serviciu de permise și înmatricul. Și de ce să-ți încarci memoria cu numele astea? Cine sunt ei? În afară de niște funcționari care s-au crezut buricul pământului. Nu o să-i mai ține nimeni minte. Peste ani de zile nici măcar nu o să știe că au făcut pârnaie. Nici atâta. Și tu stai cu Duțuc, cu Finiș. Ce altceva n-ai de făcut? Mai citești o carte, mai zi-mi așa că dacă îl ții minte. Dar e subiect de carte aici. Ăsta e subiect de carte? Da. Dar e plictisitor. E aceeași metodă. E ușor de anticipat. E aceeași metodă. Vine un analfabet, îți dă șpagă 2000 de euro și dai permis. Ce film poți să scoți de aici? Ce e plictiseală? N-are nimic. Ce e ieșit din care ar fi sfârșitul acestei cărți? Păi Finiș. Finiș, ăsta e sfârșitul. Eu cred că după Finiș o să mai fie și alte nume. Dar nu, că da, dacă se dorește, dacă există dorință, ți-am zis, în toate aceste centre, în toate aceste servicii, și nu se compartimente. Poate. Deci nu se poate. Nu se poate ca numai la Suceava să fie tata hoților, cu mama hoților, cu nepotul hoților și cu verișorul hoților. Deci, hoția este distribuită uniform. Nu poate să fie doar concentrat aici. Nu se poate. Foarte interesant e parcursul celor doi. Un fost parcursul politic. Un fost parlamentar și un tânăr actual parlamentar. Despre fostul parlamentar nici nu vreau să vorbesc. Deci nu mă interesează. L-am comentat când era parlamentar. Așa-s de sătul de fostul parlamentar despre care e vorba aici. Sunt sătul până peste cap. Ei, tânărul parlamentar, deci fostul parlamentar e cam cumva pe urme. Avea darul așa de a te minți în față, fără să iei o urmă de să vezi ceva fin așa ca o tăietură de lamă când te bărbirești. Nu să-i crape obrazul să aibă crateră în obraz. Vedea o urmă fină de lamă, n-ai văzut niciodată. În față te mințea și avea niște texte și cum am brobodit lumea de cap în general. În fine, deci despre fostul nu vreau să vorbesc. Despre actualul ce se spun? Că este o rușine faptul că a venit PSD-ul cu acest personaj și l-au dat afară pe profesorul Alexandru Rădulescu de la Colegiul Național Nicu Gane. Un om care, cât a fost parlamentar, a avut o prestație decentă. De oricum profesor. Și l-a adus pe acesta... Care e meritul lui? Că este băiatul lui tata. Tata fiind celebru Piedone de la sectorul 5 al capitalei, fost la sectorul 4. Și domnule, și aici e o chestiune de... Auto-intitulat Piedone, nu? Auto-intitulat. Și aici e o chestiune de crăpat obrazul. Nu îți crapă obrazul de rușine că tu, PSD, dita mai partidul, l-ai făcut pe unul parlamentar, pe băiatul lui tata, care de fapt el e de la alt partid care... Și știai că e de la alt partid. Care e la voi acolo, dar nu știu ce relație este între PPUSL-ul ăsta care e al domnului Voiculescu. Dar întotdeauna între PSD și domnul Voiculescu a fost așa o atracție. Totdeauna domnul Voiculescu a avut câțiva oameni pe care a plasat la PSD. Și a făcut PSD-ul parlamentar, i-a făcut... Dar putea să-l pună pe fostul parlamentar, nu? Că era la fostul parlamentar despre care nu vrei să vorbești. Că păi s-au sturat și aia de acolo. Și pe asta PSD-ul că pe Antena 3 și le cânta în strună. Păi da, Antena 3 a cântat în strună și lui Ludovic Orban, care a pus pe masă, așa a pus guvernul Orban pe masă, hai, cântăm, cerere s-au zis șeful. Și la mandolină, dacă și e la mandolină și la de toate au cântat. Și tu l-a dus la Suceava aici, ce fel de organizație este asta care l-a dus pe băiatul lui tata și ți-a zis, mă, nici măcar... că nu-i de la PSD. Știi? Știind sau bănuind că la un moment dat se va duce la matcă, nu?
Adică da. Știai din start că vei pierde. Dar nu știu ce le-a dat ăstora. Ce putea să-ți dea PSD București, ție PSD Suceava să-l pui pe băiatul lui Tafeci? Nu înțeleg de ce l-au acceptat. Chestii mărunte așa, de județean, știi? Că dacă a jucat în Liga Campionă, dacă a jucat în Liga Campionă, ziceam, dar noi avem jucătorii noștri. Păi noi avem, uite, vârf de atac ăla, uite ăla, mijlocaș, ăla e profesor, ăla nu știu ce, ce-l vii cu ăsta? Păi ăsta nici pe banca de rezerve n-are loc. Dar noi dacă ai ăsta, PSD-ul Suceava, dacă joacă în județeană, l-a luat. A fost sau n-a fost penalti? N-a fost penalti, a fost ție foarte mare. Deci trist. Adică da, Anglia era favorită, da, câștigă pe merit. Însă asta vorbeam, astăzi a fost la mine invitat Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie de la Universitatea Sărcedeană și am mers cu discuția. La un moment dat am ajuns la Uniunea Europeană, că sloganul este unitate prin diversitate. Și am întrebat care unitate prin diversitate, dacă văd că Victor Orban este făcut în toate felurile de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru că nu se aliniază la LGBT. La unitate. Păi diversitate. Ce faci? Nivelezi? Bagi buldozerul și faci nivelare? Păi de ce trebuie? Ce unitate? Astea sunt niște sloganuri, cum e și ăsta, cu statul de drept și cu egalitate. Astea sunt niște texte pentru înghițit de unii care, chiar nu vreau să mă enervez. Tu ai deschis subiectul. Așa. Și am ajuns de aici și la discuția cu fotbalul. Pentru că e vorba despre o națiune mare, este vorba despre un imperiu britanic. Danemarca este o țară importantă. Îmi pot să compar tu Danemarca cu Imperiul Britanic. Nici banii care se bagă în fotbal în cele absolut, două țări? Absolut. Deci nu există termen de comparație. Acolo echipa care câștigă Premier League ia vreo 180 de milioane de lire sterline din drepturi de televiziune numai. Și ca să înțelegi despre ce sumă e vorba, la noi echipa care câștigă campionatul cred că ia 2 milioane de euro. Adică noi. Bun, Danemarca e una dintre țările unde atunci când se fac sondaje de opinie rezultă că țara are o populație printre cele mai fericite din lume. Știi, când se fac sondaje, au venituri bune, au un sistem de educație lăudat, da, și multe. Dar e Danemarca, o țară cât are 5 milioane de locuitori, nu sau nu știu. Doamne, dar e Imperiul Britanic. Și cum adică te gândeai tu că finala Euro se joacă pe Wembley, la Londra, și Anglia, care a ajuns până în semifinale, să nu joace ea finala, să joace Danemarca finala? Păi așa ceva este imposibil. Dar nu se va întâmpla nimic, pentru că întotdeauna... UEFA înțeleg că anchetează. Da, anchetează un cuc. Anchetează că un nesimțit, că altfel nu poți să-i spui, i-a dat cu laser din ăla în ochi lui Schmeichel, portarului. Avea, eu am văzut fotografia, avea pe obraz și poate a ajuns și în ochi. Dar nu ancheta asta, anchetează toată brigada de arbitri, anchetează de sus și până jos. Ia și pe Ovidiu Hațegan, care era arbitru de rezervă, bineînțeles, începi cu centralul, varul, arbitru de rezervă, ia-i pe toți la pachet. Pentru că nu se poate, sunt mari antrenori, foști fotbaliști. Hai să luăm pe Jose Mourinho, pe care eu l-am înghit pentru că nu a fost fair play din punctul meu de vedere cu Adrian Mutu, când era la Chelsea, că el l-a vândut la Antidrog. Jose Mourinho, care a antrenat în Anglia și a spus, domne, Anglia a jucat mai bine, merita, însă nu așa. Domne, și facem și vedem că majoritatea opiniilor din lumea asta, oameni care au jucat sau joacă, e că n-a fost penalti. Și tu mergi așa mai departe, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, deci ăla a fost furt pe față. După aceea, Sterling, cel care s-a aruncat ca în fântână, ar trebui din bun simț să iasă să-și ceară scuze și să nu joace finala, dacă ar exista bun simț, așa, în doze mari. Dar nu se poate. Dar întotdeauna asta este și nu trebuie să ne mirăm. Istoria a arătat întotdeauna că cei puternici dictează. Ca așa restul, e fotbal. Nu, ca așa e fotbal, ca așa este absolut în peste viață. Tot. Absolut. Cine a fost puternic este în continuare puternic și o să rămână puternic. Cu orice preț. Cine nu, da. Cu orice preț. Nu, asta că noi, că suntem egali, că nu suntem parteneri, că nu știu ce, noi nu suntem parteneri cu nimeni. Deci noi suntem... Bun, și dreptate se poate face până la capăt, care, știi? Care în finală. Dar nu e chestia să câștige Italia. Dar nu e asta dreptatea. Dreptatea era să joace Danemarca, dacă ar fi câștigat la 11 metri. Stai un pic, că nu se știe. Dar dreptatea era să joace corect până la capăt. Adică...
sunt niște oameni care suferă. Că și alți oameni care se bucură. Nu, nu, dar tu gândește, este o muncă enormă. O nație mai mare se bucură decât aia care suferă. Nu? Astăzi am văzut o declarație a mamei adolescente din Vrancea, Galați, Brăila, unde a fost cu teza aia. Că i-a pus nota 3 și avea 8.50 sau nu știu cât. Și a zis că profesorul era obosit, că la bordero. Și a zis femeia că trebuie acum să meargă copilul la psiholog. Pentru că a marcat-o foarte mult. Ori, tu nu te gândi că îi vezi pe fotbaliști, că da, au mașini, au fete, au tot felul de luxuri și alte chestii. Danezii nu prea, că nu sunt la nivelul celor din Naționala Angliei. Dar au și ei. Dar dincolo de factorul material, tu crezi că ei nu suferă? Păi pentru ce te antrenezi atâta? Să joci, să iei cupe, campionate și să fii atât de aproape să te fure? Dar este strigător la cer. Nu este... Este un sentiment de frustrare inimaginabil. Eu de pe margine gândesc așa, dar îmi minte un băiat care a fost în teren acolo. Și nu ești nici danez, nici englez. Nu, dar eu am vrut să ia Anglia, dar nu așa. Și acolo ții crampoane în cap, îți iei pumni în burtă, îți iei pumni la coaste, îți iei înjurături pe Facebook, îți iei amenințări cu moartea pe Instagram. Și vine unul și te fure și la asta. Păi, nu e așa. Dar e așa. Așa e. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Ajuns la capătul răbdărilor, un sucevean pasionat de pomicultură a decis să calce cu tractorul arbuștii de fructe de pădure pe care i-a plantat în livadă în urmă cu 3 ani. A făcut gestul extrem pentru că, în ciuda efortului depus, nu găsește forță de muncă, nu are unde să vândă fructele și nici nu a primit sprijin financiar de la stat. Sorin Baciu locuiește în comuna Bunești din județul Suceava, unde a amenajat o livadă de nuci pe o suprafață de 2 hectare de teren. Între copaci a plantat mii de fire de coacăze și agrișe. Pentru că nu a mai suportat să vadă cum se strică fructele de pădure, a decis să calce arbuștii cu tractorul. Deci efectiv ați renunțat la munca noastră? Da, păi ce să fac? N-am ce să fac, nu poți să muncești. Uite, aici așa este un loc unde toți ăștia din vechiul CAP-ul plantau in, pentru că spuneau că niciodată nu se crească copaci, nu se crească. Uite, eu am pus nuci, am pus 4 rânduri de nuci și aici vor stabiliza tot ăsta, o ia la vale, deci tot pământul ăsta va fi ținut de 100 de nuci cât sunt aici. Și printre ei am mai pus și un pic de vreo 2 mere, așa, ca să am pentru un suc de mere să dau la copil. Dar și astea erau, deci astea au fost toate crescute de mine, deci din celelalte care le-am cumpărat, le-am făcut eu, le-am pus câte un firișor așa și le-am crescut eu de când erau pur și simplu o bucățică de... Câți ani are cultura, practic? Dacă are vreo 3 ani, 4 ani de când sunt puse și păcat de ele, au un gust extraordinar. Deci pentru copii asta e de câteva ori mai mult decât lămâie, mai multă vitamina C. Dar dacă nu se... Românul, oamenii nici nu știu de ele și... M-am tot săturat să-i învăț pe la piață ce sunt astea, că tot îmi spuneau, bă, ce sunt astea? Sorin Baciu a tot sperat că își va scoate măcar banii pe arbuștii plantați în urmă cu 3 ani. Nu a reușit pentru că nu are unde să își vândă fructele. Am investit în jur de 3-4 mii de euro numai pe tufe. Nu vorbesc de nuci, nu vorbesc de pruni. Aici numai tufele de agriș și coacăz. Că astea am sperat eu că o să fie ceva suplimentar până cresc celelalte, până cresc nucii, de fapt. Și nu găsiți forță de muncă, nu găsiți oameni care să culeagă fructele? Forță de muncă doar dacă mai chem câte un nepot, câte un prieten, mai vin niște rude care mă mai ajută să culeg, dar în general forța de muncă este puțină și foarte slabă, adică oamenii nu mai sunt învățați să muncească la câmp. Ei vor mulți bani,
E, fără 150 de lei nu se coboară din bloc. Chiar așa mi-a zis unul. Băi, fără 150 de lei eu nu mă cobor. La zi. Da, la zi, la zi, da. Mâncare, tot ce trebuie, nu oricum așa. Un pahar de rachiu, eventual. Câte agrișe trebuie să vindeți dumneavoastră ca să recuperați cei 150 de lei? A, nu, nici nu se pune problema să recuperez. Deci sunt într-o gaură totală de 3 ani de zile. Nu-mi recuperez nici măcar întreținerea lor, pentru că îți trebuie să le faci anumite tratamente. Ai nevoie, în primul rând, să prășești un pic, să dai cu coasa, că aici vedeți sub să se ridică. Iarba crește. Deci pământul e roditor, e bun, dar păcat de el că asta e. Ce ați făcut până acum ca să vindeți fructele de pădure pe care le-ați cultivat? Păi eu am luat, și azi am fost la o cofetărie, am luat legătura cu niște centre de cofetării, am luat legătura cu online, mai am 2-3 kg, așa vrea 1, 2-3 kg 1, mă duc, mă dați seama, pentru 12 lei, mă duc, le las în Iscani, în Ipotești, în Burdujeni, deci dacă când am tras linia, pun benzină de banii ăia. Dar măcar, știți cum e, nu să pierd. La marile centre comerciale ați încercat? Marile centre comerciale vor, trebuie să ai foarte multă, foarte multe fructe, mai cer și șpagă. Asta e, la ei să zice că sunt particulari, dar... Până la Dumnezeu te mâncă sfinții. Sucebeanul susține că anul acesta nu a primit nici măcar subvenția de la stat pentru terenul agricol și i-a transmis un mesaj ministrului agriculturii. Eu am un mesaj clar pentru el. Dacă nu se pune la treabă și nu ajută micii fermieri și agricultura în general, o să vadă și el consecințele că toți o să lase pur și simplu să arunce cum au aruncat și castraveți pe câmp, au aruncat, o să arunce și roșii, o să vedeți că anul ăsta va fi dezastru. În urmă cu 2 ani, Sorin Baciu a dat gratis câteva sute de kilograme de fructe de pădure pentru că nu a putut să le vândă. Singura condiție a fost ca doritorii să vină în livada sa să le culeagă. A început școala de vară a tinerilor de succes, ediția 2021. Deschiderea oficială a avut loc în sala de ședințe a primăriei Suceava. În perioada 20 iulie-31 august vor avea loc numai puțin de 7 seminarii și workshop-uri cu teme de la public speaking până la arta vânzărilor. Sunt 7 ani de la prima ediție, care a fost organizată în 2014, iar joi a fost inaugurat parteneriatul cu primăria Suceava în organizarea evenimentelor. La evenimentul de deschidere, organizat cu sprijinul consilierului local Angela Zarujanu, a participat și primarul Sucevei, Ion Lungu. Sigur că Clubul Tinerilor de Succes e un proiect frumos, așa la prima vedere. Important e ca din această acțiune, această activități, în această școală de vară, dumneavoastră să vă alegeți cu niște lucruri clare, cu niște deprinderi, cu niște, eu știu, idei de viitor în ceea ce înseamnă cariera dumneavoastră, profesia dumneavoastră, formarea dumneavoastră. Și eu mă bucur că aveți valori ca acceptarea, adaptarea, aprecierea. Sigur, sunt lucruri frumoase, ele trebuie să le, mă rog, implementăm, ca să spunem așa, în relațiile pe care le avem. Și vreau să vă spun că, repet, eu totdeauna și noi, primăria municipiului Suceava, și aici o felicit pe doamna consilieră Angela Zarujanu, care s-a implicat mereu în acest tip de proiecte, pentru valori de succes, oameni de succes, femei de succes, bărbați de succes, nu să vedem, urmează, da. Mulțumim, da. Dar sunt proiecte frumoase care scot valorile pe care le avem în societate. Sigur că dumneavoastră sunteți la o vârstă în care apar tot felul de întrebări, căutați tot felul de răspunsuri. Eu ce pot să vă recomand, ca primar și ca om care este trecut prin viață, e important ca să avem o justă apreciere vis-a-vis și față de noi, să nu ardem etapele, nu vă ascund faptul că intru și eu în contact cu mulți tineri, cu care am discuții, mulți se supraapreciază și nu jignesc pe nimeni, am și eu copii ca dumneavoastră acasă,
dar vreau să vă spun că trebuie să nu ardem etapele. Am toată aprecierea pentru voi, pentru că sunteți niște tineri dinamici, tineri care vor să înviețe, tineri care deja au aspirații și vor să și le atingă, tineri care știu că prin muncă, prin dăruire, prin voluntariat, veți aduna toate competențele necesare pentru a avea o viață plină de satisfacții, plină de reușite, cu fericire și bucurie. Poți să vezi un tânăr pe stradă și îți dai seama după câteva vorbe că este de succes. Cum? Tânărul de succes știe ce vrea în viață, face acel lucru și a treia componentă, cea mai importantă, este alături de persoanele pe care le vrea el acum. Și uitați-vă câte persoane sunt aici de noi. Eu consider evenimentul acesta de succes. Și asta este, practic, misiunea tinerilor de succes, aceea de a dezvolta competențe reale în viață. Pentru că în viață nu este despre teorie, nu este despre texte ample pe care le citim, ci despre texte ample pe care le citim și apoi le aplicăm. Ne bazăm foarte mult la tineri de succes pe dezvoltare de competențe precum public speaking, branding personal, educație financiară, astfel încât să dezvoltăm atitudini corecte, așa cum au spus și mentorii dinaintea mea și cărora le mulțumesc pentru faptul că cumva au anticipat care sunt cele mai importante lucruri din viața unui tânăr. Practic, noi la tineri de succes dezvoltăm aptitudini pe care le folosim în aplicarea cunoștințelor. Conștientizarea de către tinerii din municipiul Suceava și din întreg județul Suceava a importanței competențelor, de a se descoperi pe ei înșiși și pe cei din jur, de a-și crea brandul personal, de a stabili relații de succes și de a stăpâni tehnici de public speaking și de vânzări, acestea sunt câteva dintre scopurile școlii de vară a tinerilor de succes. Un concert caritabil pentru a sprijini activitatea Asociației pentru Protecția Animalelor Casa lui Patrocle Suceava va fi organizat vineri pe 16 iulie, începând cu ora 20. Concertul va fi susținut de trupa Alter Ego, cu scopul de a strânge fonduri necesare activității Asociației, care are un adăpost în Măriței, comuna Dărmănești. Evenimentul caritabil va avea loc vineri, pe 16 iulie, începând cu ora 20, la Art Rock Cafe Suceava. Este vorba despre un concert caritabil susținut de trupa Alter Ego, organizat cu scopul de a strânge fonduri necesare activității asociației, dar și un prilej de a ne vedea și într-o altă formulă, transmit organizatorii. Aceștia dau asigurări că evenimentul va respecta toate restricțiile impuse de această perioadă. Costurile noastre pentru organizarea acestui eveniment sunt de 50 de lei de persoană. Tot ce e peste este binevenit și reprezintă sprijinul vostru pentru activitatea Patrocle, au mai transmis reprezentanții asociației. Iubiți și câinii vagabonzi, acesta este genericul sub care Asociația pentru Protecția Animalelor Casa lui Patrocle Suceava organizează evenimentul caritabil. Juniorul Suceava, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Suceava, organizează în următoarele două weekenduri cea de-a doua ediție a Juniors Cup. Competiția va reuni la start 80 de echipe din 8 județe. Suceava, Botoșani, Iași, Prahova, Galați, Brașov, Bistrița, Năsăud, Vaslui plus municipiul București. Primele meciuri au loc în perioada 9-11 iulie. Juniors Cup Suceava revine după o perioadă de 2 ani de zile. În acest an, ediția a doua va avea loc pe stadionul Aren și pe stadionul numai din Ițcani. La competiție se vor aduna 80 de echipe și competiția practic se va desfășura în două weekenduri în municipiul Suceava. Acest proiect este susținut de Primăria și Consiliul Local Suceava, care oferă premii pentru toți câștigătorii celor 8 categorii de vârstă. Vor fi medaliați toți copiii participanți și sperăm să fie și în acest an o ediție reușită. Detalii despre competiție, precum și programul meciurilor, pot fi găsite pe pagina de Facebook Juniors Cup Suceava. Rezultatele meciurilor vor fi live pe gazetasv.ro. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, cu bine!
La noapte, vremea va continua să se încălzească și vom avea temperaturi cuprinse între 17 și 19 grade Celsius. Ziua de vineri va fi una încinsă la propriu, minima zilei va fi de 30 de grade Celsius, iar maxima va înregistra 31 de grade Celsius. A fost reținut în arestul IBJ Suceava. Măsura a fost dispusă de procurorii DNA Suceava în dosarul în care este anchetat și Radu Obrăja, șeful compartimentului de permise auto. Florin Finiș este acuzat că lua mită pentru a aproba înmatricularea autovehiculelor fără programare și pentru promovarea probei practice a examenului pentru permisul de conducere. Urmărire ca în filme miercuri pe drumurile din județul Suceava după doi bărbați care au încercat să spargă un bancomat din Botoșani. La urmărire au participat echipaje de poliție din Suceava și Botoșani și un elicopter al MEAI. Suspecții au forțat un baraj rutier în Botoșani, apoi au încercat să scape pe drumuri secundare din Dumbrăveni, Salcea și Verești. Cei doi bărbați au fost prinși într-un lan de porumb la Verești după ce au fost depistați de șeful de post din localitate. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de miercuri 7 iulie 2021 hotărârea prin care se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.07.2021, precum și măsurile de prevenire și control necesare în contextul epidemiologic actual. Principala modificare față de măsurile aflate în vigoare o reprezintă creșterea de la 90 la 180 de zile a perioadei pentru care sunt aplicate excepțiile de la măsurile de prevenire și control a răspândirii COVID-19 pentru persoanele care au trecut prin boală. Deputatul bucureștean care a obținut un loc în Parlament pe listele PSD Suceava, Vlad Popescu Piedone, este noul președinte al Partidului Puterii Umaniste. Funcția a fost preluată de la fostul deputat Ștefan Alexandru Băișanu, despre care ziarul Obiectiv de Suceava a publicat un articol referitor la o plângere penală la DNA formulată împotriva sa. Schimbarea din funcție nu ar avea legătură cu articolul, susțin reprezentanții PPU, care precizează că Vlad Popescu Piedone a obținut președinția filialei județene Suceava a micului partid în urma votului din biroul executiv din data de 22 iunie. Vlad Popescu Piedone este fiul primarului sectorului București, Cristian Popescu Piedone, și a fost înscris la PSD Rădăuți înaintea alegerilor parlamentare pentru a candida pe lista socialdemocraților. Această listă a obținut un mandat de deputat. Ajuns la capătul răbdărilor, un sucevean pasionat de pomicultură a decis să calce cu tractorul arbuștii de fructe de pădure pe care i-a plantat în livadă în urmă cu 3 ani. A făcut gestul extrem pentru că, în ciuda efortului depus, nu găsește forță de muncă, nu are unde să vândă fructele și nici nu a primit sprijin financiar de la stat. A început școala de vară a tinerilor de succes, ediția 2021. Deschiderea oficială a avut loc în sala de ședințe a primăriei Suceava. În perioada 20 iulie-31 august vor avea loc numai puțin de 7 seminarii și workshop-uri cu teme de la public speaking până la arta vânzărilor. Sunt 7 ani de la prima ediție, care a fost organizată în 2014, iar joi a fost inaugurat parteneriatul cu primăria Suceava în organizarea evenimentelor. Un concert caritabil pentru a sprijini activitatea Asociației pentru Protecția Animalelor Casa lui Patrocle Suceava va fi organizat vineri, pe 16 iulie, începând cu ora 20. Concertul va fi susținut de trupa Alter Ego cu scopul de a strânge fonduri necesare activității Asociației, care are un adăpost în Măriței, comuna Dărmănești. Juniorul Suceava, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Suceava, organizează în următoarele două weekenduri cea de-a doua ediție a Juniors Cup. Competiția va reuni la start 80 de echipe din 8 județe: Suceava, Botoșani, Iași, Prahova, Galați, Brașov, Bistrița, Năsăud, Vaslui, plus municipiul București. Primele meciuri au loc în perioada 9-11 iulie.